Domnul Crin Antonescu! În zilele trecute, acum o săptămână de fapt, la Asociația Municipiilor din România a fost invitat și președintele PSD, Oprișan, președintele Consiliului Județean din România. Iar dânsul spunea acolo că România are nevoie de o modernizare. Da, e adevărat, România are nevoie de modernizare. Dar a mai spus ceva foarte interesant. Că s-a hotărât să candideze la, în 2016, la primăria municipiului Focșani. Foarte interesant. Domnule Oprișan, vă urăm succes, dar sunt convins că Nini Săpunaru va scoate din joben un candidat care cu siguranță va câștiga primăria în 2016. Așadar, atenție, e bine să rămâneți acolo. Am să încep cu a vă spune câteva lucruri pe care le simt. Cu 2 ani în urmă, dumneavoastră mi-ați oferit posibilitatea să fiu președintele PNL Focșani. Și pentru acest lucru vă sunt recunoscător. După un an de zile, partidul a avut încredere în competențele mele și m-a propus secretar de stat, președintele administrației Fondului de Mediu și pentru asta vă mulțumesc. Din decembrie anul trecut sunt deputat în Parlamentul României. Am muncit cu toții pentru acest lucru și pentru acest lucru vă sunt recunoscător. Sunt mândru. Da, sunt mândru. Pentru că avem o organizație extraordinară. Avem organizație de la care eu am avut foarte mult de învățat.
și legale la care am în continuare de învățat. Avem de asemenea un lucru foarte important. Organizație puternică de tineret. Sunteți aici, tinerii? Iată-i! Sunt aici alături de noi și viitorul nostru este bun. Dragi colegi liberali, mă aflu în fața dumneavoastră în postura de candidat la funcția de președinte al PNL Vrancea. Chiar dacă nu sunt pentru prima dată în fața unei astfel de candidaturi, emoțiile și determinarea care mă încearcă sunt la fel de intense. Emoții? Emoții pentru că privind la dumneavoastră în sală, realizez drumul lung pe care l-am parcurs împreună în PNL din 1990 și până astăzi. Determinare. Pentru că realizez responsabilitatea uriașă pe care o voi avea în continuare. Avem în urma noastră mulți ani de luptă politică. Am rezistat împreună când ne-am aflat în opoziție, deși de multe ori acest lucru a fost dificil. Am reușit să păstrăm identitatea și unitatea partidului în condiții grele, când cei mai mulți ar fi capitulat. Și mulțumesc primarilor care în totalitate au rămas împreună cu noi, în condiții foarte grele. Am performat împreună atunci când PNL s-a aflat la guvernare și am reușit să reprezentăm cetățenii care ne-au dat votul cu demnitate și profesionalism. Sunt mândru de ceea ce am reușit împreună și sunt onorat să vă numesc colegi și prieteni. Suntem astăzi într-o nouă etapă, la fel de grea, să știți. Alături de partenerii noștri din USL avem responsabilitatea guvernării României într-o perioadă extrem de dificilă. Reprezentăm împreună în USL voturile și speranțele celei mai largi majorități pe care au obținut o alianță politică în România. Deși unii uită pentru cine au acordat cetățenii această încredere și abordează priorități personale sau de grup, sunt convins că reprezentanții noștri se vor comporta în continuare onorabil. Dați-mi voie să vă adresez dumneavoastră, liberalilor vrânceni, primul mesaj. Și acest mesaj este unul de prietenie, de mulțumire și de recunoștință. Dragii mei, vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru că, așa cum spunea Nini Săpunaru, în vremuri foarte, foarte grele pentru noi ca partid, ați rezistat. Vă mulțumesc pentru că în momentul în care s-a pus problema unei mutări fără precedent pe scena politică românească, în momentul în care s-a pus problema pur și simplu unei alianțe cu Partidul Social Democrat, un partid cu care, în mod natural și la Vrancea, în mod cu totul special, vă aflasereți aproape două decenii în raporturi de confruntare și nu de colaborare, ați înțeles de ce e nevoie ca Partidul Național Liberal să facă acest pas, având în vedere responsabilitățile sale pentru România. Referitor la descentralizare și a luptelor care s-au dus aici în Franța între PSD și PNL de-a lungul timpului, vă rog să ne spuneți, să explicați de ce acum o perioadă de timp aici era o, să spunem, baronie pe udă și așa mai departe, iar acum această descentralizare este o reformă. Practic în condițiile în care rămân aceleași personaje la conducerea județului. Dacă era ce era baronie, rămâne baronie. Descentralizarea nu are nicio treabă cu chestiunea asta. Noi vorbim despre un proces normal, european, de descentralizare care e cerut de 20 de ani. Baronia unde a fost să fie, a existat și fără descentralizare. Deci n-au ceva una cu alta. E vorba doar ca în această discuție despre descentralizare să găsim formula cea mai rezonabilă pentru ca instituțiile să fie mai eficiente, să fie mai aproape de cetățean și să servească interesul public. Și eu v-am dat un exemplu înainte, de pildă, de ce am ținut ca poliția, să spunem, să nu se descentralizeze, între altele.
Nu. Nu există, după părerea mea, acest pericol, pentru că atunci gândiți-vă dumneavoastră ce propuneți, să nu mai existe județe, ca să nu mai existe baroni. Din punctul nostru de vedere, nu. Nu centralizarea este calea pentru ca în anumite locuri, în anumite momente să se petreacă fenomene baroniale. Din punctul nostru de vedere, iată, de asta susținem, noi liberalii vreau să spun, alegerile în două tururi pentru primari și pentru președinții consiliilor județene, pentru că asta dă o șansă mai mare de schimbare cetățenilor. Într-un tur nu există, ca să spun așa, șansa ventilației în personalul ales. Iar dincolo de asta, de fapt, e foarte importantă respectarea legii, indiferent dacă agenția, dau un exemplu, forțelor de muncă este la guvern sau este la Consiliul Județean. Aveți un ministru care să opună? Nu, noi nu avem miniștri care să se opună în principiu descentralizării. Avem miniștri care, toți miniștrii noștri au discutat despre acest lucru. Eugen Nicolaescu, ministrul sănătății, de pildă, este unul dintre oamenii care au pledat pentru o descentralizare cât mai amplă, cu excepția serviciului de ambulanță, de exemplu, și a, mă rog, altor lucruri care nu pot fi descentralizate. Dar în ce privește pe doamna Mariana Câmpeanu, a avut un punct de vedere privitor la Agenția Forței de Muncă și care și rămâne, de altfel am convenit că rămâne la nivel central. Nu e vorba că se opunea descentralizării în general. Preferați angajarea răspunderii guvernului pe proiectul de lege prin descentralizare? Cred că nu avem altă formulă, pentru că este vorba de a adopta și bugetul și a adopta bugetul în perspectiva unei legi a descentralizării care să fie intrată în vigoare. Și cred că altă formulă nu avem. Deși în principiu sigur nu încurajez nici angajările de răspundere și nici ordonanțele de urgență.